Dragi urmăritori M9 TV România, vă mulțumesc că ați rămas alături de noi. În continuare, așa cum am afirmat anterior, o să discutăm despre sapienția și proiectele pe care le derulează. Da, cu... dar n-am terminat cu proiectul ăsta. Omete, se Bun, haideți să-i deci să puizăm subiectul și după aceea facem o paralelă, nu-i nicio problemă. Vă rog. Deci eu până acum am definit ce înseamnă un învățământ dual. dual. Am definit cam ce ar însemna acest învățământ dual pentru Târgu Mureș, probabil n-am spus am ce ar însemna din punct de vedere al plasamentelor investițiilor în Târgu Mureș. Deci, acest învățământ dual, eu sunt convins că va aduce industrii mari Producătoare de mari venituri și de mari salarii, și va crește standardul de viață în Târgu Mureș pe un termen nu foarte lung. Cu alte cuvinte, companii mari, pentru că vor avea forță de muncă aici, specializată și... în ceea ce ei doresc, o să își cum să zic, bucătărească acolo, și că vreau să-mi faci. Nu știu, mecatronică, de exemplu. Mecatronică e o specializare da, care nu există oriunde. Da, da, Vin da, aici. Da, da. Plus că avem și un parc industrial, avem mai multe facilități. Da, și putem să... Noi avem o oportunitate care va trebui... Aeroport. Aeroportul de... Ăsta, sportiv. Da. Care este până la urmă, nu știu, 100 de hectare, care putem să-l dobândim ușor, prin niște mecanisme de inteligent făcute, juridice, dar primăria nu știe să le facă. Primăria nu știe, eu cred că dacă o iei bine, nu, știu, nu. scoate niște acte care eu îmi pun mâine în cap. Păi dacă ne ocupăm de statui, nu avem timp să facem da, prești, deci, importante. Când au făcut chestia aia pentru... și le-am vorbit și o pretras -o chestia aia, că eu lua lua la investiția cu, în care omul băga bani și făcea, nu știu, schimb cu altă investiții, cu altă proprietate, cu fără niciun drept, fără absolut aberant. Adică să bagă niște chestiuni legale, cum să zic, care să văd cu ochiul liber că, -s, că -s, în afara legii, fără discuție. Deci, Haideți să fim un pic mai special și deja m-am obosit. Să le spun, oameni buni, mergeți în gard, ce naiba faceți acolo? Și asta se întâmplă deja, -am, deja de 2 ani, asta pățesc acolo. Domnul Zanfire menționa la un moment dat că dacă primăria nu va aloca da, spațiu, merge la bistiță sau apelează la uh, mediul privat. Iarăși, da. din punctul meu de vedere, asta e o pierdere pentru. Da, nici nu dă bine pentru primărie, nici nu dă bine în viitor pentru investitori. Dacă investitorul din Germania vine Simte că nu și de... vede că primăria nu susține un proiect din ăsta de învățământ dual cu care el vrea să pășească pe acest tărâm și să facă, cum să zic, noi trebuie să ne gândim, nu știu, primăria, primăria deținută acum, Acum zic și eu, după atâta timp când am zis, domnule, nu cred că oamenii ăștia tot, o țin naționaliști, și o țin... Zic că mai sper mai mult. Domnul primar o promis că nu este primarul ungurilor. Sau ar... Eu nu vreau primarul românilor, nu vreau primarul ungurilor, vreau primarul Târgu Mureșului. Nu în regulă, domnule, să o ținem de chestia asta națională și oameni buni. Înțelegeți, peste câteva zeci de ani, noi o să fim minorități în țara noastră. O să vină peste noi, în momentul în care țara merge, o să vină indieni, o să vină păi deja chinezi. Vin peste 100 de mii de... O să de vină de asiatici, o să vină. O să crească numărul de români. Să... Noi, oricum, o să fim minoritari. Această zbatere a UDMR-ului ca să aibă votanți este cumva, eu o văd, disperată, zbuciumată. Da. considerați că... Uh, reticența primăriei sau refuzul de a colabora cu MFST-ul uh, are ca principală cauză faptul că UDMR nu dorește ca românii, să zicem așa, să se dezvolte mai mult în regiune, ci să da, țină... Să plece. Așa cred. Unu, doi. Deci ați văzut Harit Cavavazna, Vă o alunga românii și să cele mai sărace județe din România. Și, și, dacă e alungă și mai mult, românii nu o să mai lucre economic în parteneriate cu județele alea. Și o să fie și mai săraci. Nu se poate în secolul 21 să te segreghezi pe motive naționale. Bun, dar... o, cât, cât de curând o să interzică căsătoria între români și ungur. Până și Orban, în discursul lui nazist, ați auzit cum o zis? La Tușna. La Tușna. O zis că noi suntem, noi suntem popoarele ale Europei care suntem dispuși să ne amestecăm între noi. Dar nu suntem dispuși să ne amestecăm cu alte rase. Declarație profund nazistă pentru care domnul Orban o să aibă foarte mult de suferit în timp pentru că s-a pus cu cine nu trebuie. S-a pus cu evreii, s-au pus cu arabii, arabii s-au pus cu americanii, s-au pus cu toți cei care susțin acest amestec Cu toți de cei care nu sunt europeni. Și cine este dânsul? E Dumnezeu ca să interzică raselor să se amestece? Este la modă să se amestece rasele. Dar el în, cum să zic, în, în bunătatea lui ne a lăsat să ne amestecăm între nații și aici Târgu Mureșu nu vrea să ne lase. Domnul primar, mi-aduc aminte cu colțul albastru, colțul verde. Oameni buni, faceți fără colțuri. Găsiți o formulă. Nu se poate să trăim în segregare. Nu se poate trotuare diferite, nu se poate liceele diferite, nu se poate școlile diferite. Hai să trăim împreună. Vreți să învățați un gurește? Nici o problemă. Cât sunteți? În Ministerul Învățământului era să învețe cât vor ei. Dar iată că Nicio de UDMR poate să susțină anumite proiecte chiar și în domeniul universitar. Și v-aș referi aici la Universitatea Sapientia, de care am amintit mai devreme, cu care Consiliul Județean intenționează să încheie un parteneriat pentru înființarea unui parc științific și tehnologic care se numește Centrul de Inovare Transilvania. Iată, practic să dubleze. Obiectul de activitate al UMFST. FST. Dar nu-i niciun bai să-l facă. Eu sunt foarte de acord Dar de ce fac? în cazul ăsta se poate și în cazul MFST nu? Aici e problema. Deci, oameni buni, eu va... cu ce vreți sapienția să vă ajut? Vă dau bani împrumut. Cu ce vreți? Orice vă ajut. Problema este că iară nu știu face actele. Pentru că ei vor să facă printr-o facultatea sapienței, care nu are personalitate juridică și o să cadă iară la examenul de inteligență a, 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 a scrierii legilor. Bă, oameni buni, ca să faci un parteneriat, ce? Partenerul trebuie să aibă personalitate juridică. Dacă nu știi chestia asta, întreabă pe cineva și fă o cum trebuie din start. Să nu pice după aceea și să dea vina pe români, că din cauza românilor nu se... Eu vreau să se facă. Vreau să facă universitate nemțească. Vreau să se facă universitate de care vor ei. Să se facă. Este cel mai... Dacă fac în engleză, o să vină foarte, foarte mulți străini. O să ne dea bani. Anglia trăiește pe universități. Câștigă mulți de bani. Clujul a învățat că trebuie să facă universități. O radio a învățat că trebuie să facă universități. Deci, învățatul este cel mai bun profitabil. business pe moment și va fi pe viitor și mai bun. Japonezii au reușit într-o vreme când nu erau îmbătrâniți și așa, au reușit prin învățământ. Deci, ei. O stimulat învățământul. Este important să știi că dacă nu știi cum se face, nu faci. Și au reconstruit țara. Au reconstruit Re... țara. Deci n-am nicio problemă să fie orice nație, să fie orice limbă, să fie... Da, să fie! Și domnul Azanfire o, o făcut treaba primăriei, o identificat și locul. O zis, liceul forestier este într-o zonă bună, are suprafața necesare, este părăsit, tot felul de închirieri, de ateliere mărunte pe acolo care pot să plece în altă parte. Ce mai este poate să ducă la liceu de chimie în părăsire și el? Noi suntem o țară în depopulare, care nu se va lucru care, fenomen care nu se va întâmpla foarte mult. O să ne repopulăm noi. Crește un pic salarul și o să vină peste noi alte nații. Noi va trebui să absorbim celelalte nații ca așa e politica de globalizare. -ai, așa e mersul lumii. Așa e mersul lumii. Nimeni, ați văzut că Angela Merkel când nemții au protestat, au zis, n-avem voie. Principiul uh, Uniunii Europene este libera circulație. Unul dintre ele. Nu poți să faci altfel. Și de vrei, știu că foarte mulți nu sunt de acord, dar asta o să se întâmple. Și degeaba încearcă un, UDMR-ul să-și conserve votanții prin a ai segrega de a nu-i lăsa să fie parteneri cu alții de altă naționalitate, de exemplu românească. Nu le ies. Bun, dar evoluțiile naționale și internaționale la un moment dat vor bloca toată această strategie. Bineînțeles. Asta funcționează până la un Bineînțeles punct. și toate aceste chestii se face cu sărăcirea zonei. Târgu este un oraș sărac. Tare sărac. Ca să vă fac o comparație, Domnul Azanfire aduce 21,2 milioane de euro, da? Bun. Care se vor dizolva în investiție în acest oraș. Știți că sunt taxele pe an în Târgu Mureș? Taxele de proprietate, la persoane fizice, să zic așa. Taxe pe proprietate. Vă rog. Da. Îs de 11 ori mai puțin. Deci, practic, nesemnificativ în comparație cu da. investiția propriuției Asta e doar primul pas pentru că urmează să vină investitori care își exact. construiesc fabrici aici, care deci, fac Deci, noi ar trebui să luăm 11 ani taxe Târgu Mureșenilor ca, ca să echivalăm ceea ce domnul Azanfirei ne propune să aducem fără să ne coste nimic cât pot să fi de rea ca să nu-l bagi în seamă? Și ceea ce mă deranja foarte mult, cum nu vrei tu primar să te întâlnești cu senatorul PSD? Păi frate, îl trimiți la cine trimis La băi, băi, și după aceea ăla la spune că, păi n-am putut că am fost în concediu. Dacă ești în concediu, eu n-am fost în concediu când eram om de afaceri, probabil 15 ani. M-am mai dus câte o zi, două. De ce? Pentru că am fost dedicat afacerii mele. Eu nu-i contez dreptul primarului de a-și lua concediu. Nu-i contez nici dreptul de a-și lua salar. Dar eu dacă aș fi în demnitatea lui... Și aș simți onoarea asta de a fi primar. Păi n-aș exagera nici cu concediu. Nu mi-ar trebui nici să-mi dea bani nimeni. Nu mi-ar trebui să-mi dea nici secretă, nici mașini. Nici... De ce? Pentru că este o onoare să fii primar. Și nu poți să zici când este un proiect de 21 de milioane, mai mult de 21 de milioane, în discuție, tu să-l ții o lună. Aș vrea să... Eu am făcut un protest din partea PMU, singurul. Că restul partidelor să duc lângă PMP, PNL-ul, este lipit de UDMR ca timbru de scrisoare. Deci iată, lucrurile să... sunt mai complicate și da. PNL-ul achesează la da, Da, sigur. Asta. Și, PNL, și în mod ciudat și PSD-ul nu a reacționat. Deci, tot Consiliul Local să lipește de UDMR ca timbru de scrisoare. Nu-i poți desprinde, că se rupe timbru, știți? Când tragi de o scrisoare, dacă e bine lipit, se rupe. No, bun. Vreau, dacă se poate, că am dat la redacție scrisoarea PMP-ului. Protestul, Protestul PMP-ului. Îl avem pe ecran, da. colegii. îl okay. proiectează. Bun. Bun, și dumneavoastră spuneți că o să faceți... Semnăturile nu sunt pentru că e, e, e pe... cu, din cauza... Legislația. gdpr ca să GDPR nu ne. Da. Deci, dumneavoastră spuneți că o să inițiați un demers prin care să exercitați presiunea asupra primăriei. Mai multe, câte trebuie? Pentru că așa ceva, eu am înghițit multe. În Consiliul Local, de foarte multe ori, am votat normal, întreg la cap, doar eu și Zorii. PMP-ul. În rest, o votat, nu știu, elicopterist. Aiurea. Proiecte fără rost, proiecte fără sens. Bine că multe dintre ele le-au frică să le pună în practică, dar le-au votat. Și nu au votat lucruri importante. Și nu au votat ceea ce e de Domne, Domnule, eu vin în ajutorul vostru. Nu vreau să vă iau nimic. Nu vreau... Dar vă învăț. Și nu vă cer bani că vă învăț. Ca universitatea nu știu care. Vă învăț. Ziceți mulțumesc că m-ai învățat. Că știu mai mult ca voi de ce. Am făcut asta în viață atâta timp și pentru chestia asta am dobândit o calificare la locul de muncă. Și știu, asta se face, asta nu se face. Hârtia asta e proastă, păi cu ăla le-am... Până la urmă votat cu mine după ce le-am explicat cât de mare prostie o vrut să facă pentru programul ăla care și pe ăla îl consider inoportun, cum îi zice, Muzeul Fotografiei, deci asta ne lipsește în Târgu Mureș, no, și le-am spus, nu puteți face așa ceva, că e ilegal. Până la urmă, votat, o înțeles și consilierul de merg, că e ilegal. O votat cu mine. Nu puteți face multe lucruri, că sunt ilegale. Nici vânzări sub preț, nici cumpărări peste preț. Nu puteți să faceți împotriva cetățenilor, deși o crescut, o dublat taxele la persoane fizice pentru spații cu alte destinații. Le-au dublat. Suntem cei mai scumpi din țară. Ca să câștige cât? Bun, dar toată situația asta pe care o expuneți dumneavoastră e strigătoare la cer. De ce? Ați afirmat și anterior, eu am ajuns la. s o linia roșie. Ați afirmat anterior că în cluj sunt 300.000 de, de studenți. Da, și de face anul. 200 și de, de milioane avem, de euro. Noi avem 12.000. Da. Uh, mai am niște cifre. În cluj anual uh, vin 10.000 de uh, cetățeni. Adică cluj, clujul crește în fiecare an cu 10.000 de oameni. Da. Ar fi interesant să vedem cu cât crește Târgu Mureșul. Eu cred că, că scade. Târgu Mureșu a scăzut, da. Bun, Înt în Clujul are, acum eu vă spun ca vicepreședinte al Camerei de Comerț, are 59.000 de firme profitabile. 59.000. Târgu Mureșul sau județul Mureș are 19.000 care se închid pas cu pas. 19. Cât de mare vreți să fie diferența ca să faceți ceva? Se produce un dezechilibru regional, da. și atunci, atunci ce o să facem când Târgu Mureșul va deveni un oraș marginal, iar alte orașe din jur, cum este uh, Clujul sau Bistrița, chiar că și Bistrița a crescut în ultima perioadă, noi ce o să facem? O să fim înghițiți de aici? Anul sau? trecut am realizat un buget de vreo, deci execuție bugetară de vreo 430 de milioane. da? No, oradea, care este de mărimea noastră, a depășit o depășit 1.000 de milioane. Deci, ca să vă dați seama cam unde despre ce vorbim. Deci, lucrurile sunt clare. Da. Uh, o să luăm o scurtă pauză de publicitate, după, după care revenim la... La Sapienția, că e Da, e plăcerea. Ok, face... Cu... Dar am zis că domnul Azafireu eu găsit loc.